Dacă până acum interdicția de a face meditații contra cost era stipulată doar în codul cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar aprobat de ministru, de acum încolo interdicția a fost inclusă în noua lege a învățământului. Tot în noua lege ar urma să fie introdus la nivelul unităților de învățământ registrul declarațiilor de interese cu scop preventiv, dar în același timp și pentru evidența cadrelor didactice care fac meditații. Sorin Ion, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, a declarat pentru Hunedoara 1 că noua lege a învățământului prevede pentru prima dată faptul că profesorii nu au voie să facă meditații contra cost cu elevii pe care i-au la clasă, dar sunt prevăzute și o serie de măsuri compensatorii pentru profesori. În momentul de față, în codul de etică, există interdicția de a face meditații cu copiii de la propriile clase. Lucru care în proiectul de lege a învățământului preuniversitar este stipulat. Deci, până acum nu avem în lege, avem într-un ordin de ministru, iar în perspectiva aplicării noii legi, este în textul de lege. Prin urmare, interzicem meditațiile cu elevii de la propria clasă. Dar, tot în proiectul de lege, avem și o prevedere care e cumva menită să mai reducă din fenomenul meditațiilor, pentru că am introdus posibilitatea ca norma didactică să fie constituită și din ore de pregătire atât remedială cât și pentru excelență. Ambele situații în care se fac meditații. În așa fel încât încercăm ca măcar o parte din meditații să le mutăm la școală. Acum, suntem conștienți că nu o să le desființăm. 100%, da, da. Meditațiile nu se pot desființa printr-un ordin de ministru sau printr-o lege. Și nici polițiști, în polițiști nu ne putem transforma. Dar e o măsură care încearcă să mai compenseze puțin și să instituționalizeze orele de pregătire suplimentară. Tot prin lege se va introduce la nivelul unităților de învățământ registrul declarațiilor de interese, însă legea poate suferi modificări deoarece va fi supusă dezbaterii în Parlament. Între timp, sindicatele din învățământul preuniversitar, nemulțumite de faptul că ministerul nu a ținut cont de o serie de amendamente aduse legii, au stabilit deja calendarul protestelor.